Doi cronici, capitolul 34 Textul la care voi face referire începe cu versetul 14 și se termină cu versetul 33 până la finalul capitolului, deci o să vă citesc însă pentru început, doar câteva versete din acest pasaj ca să ofere contextul a ceea ce dorim în această seară să abordăm din cuvântul Domnului. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofotului Șafan: Am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea, Șafan a dus împăratului cartea și când a dat socoteală împăratului, a zis, slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile priveghetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfârșit hainele. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în această seară aș dori să continuăm studiul nostru în ceea ce privește modelarea caracterului, modelarea caracterului pe care Dumnezeu dorește să o facă în viețile noastre pentru a ne maturiza spiritual. Și pentru că am vorbit săptămânile trecute despre diferite modalități prin care Dumnezeu face acest lucru, Adică Dumnezeu ne modelează caracterul atunci când ajungem să-l cunoaștem pe El, ne modelează caracterul prin faptul că ne consacrăm Lui, ne modelează caracterul chiar prin conflictele vieții, așa cum învățam săptămâna trecută. Astăzi aș dori să vorbesc despre un alt mod în care Dumnezeu ne modelează caracterul, și anume cum ne modelează Dumnezeu caracterul prin întoarcerea la scriptură. În seara aceasta vreau să aduc în fața noastră a tuturor importanța scripturii și modul în care Biblia are puterea să ne modeleze caracterul și să fie un plus și să aducă o adăugire la tot ceea ce înseamnă modelare de caracter și maturizare. Ca să introducem contextul, cei care citiți Biblia și care v-ați familiarizat cu Vechiul Testament, Biblia spune că la momentul acesta în Iuda domnea un împărat tânăr. Numele lui era Iosia. Biblia spune despre acest împărat că a venit la tron la vârsta de 8 ani. Părinții lui au fost oameni care nu l-au sujit pe Dumnezeu. Bunicul lui, un împărat care a domnit mulți ani în Iuda Manase, a fost un împărat rău. Un împărat care a făcut, spune Biblia, ce este rău înaintea Domnului. Tatăl lui, adică Amon, a fost și el împărat în Iuda și același lucru l-a făcut, a făcut rău înaintea Domnului. Iar, vine, iar acum vine la tron un copilaș, un tinerel de 8 ani și acest copil își pune inima să-l caute pe Dumnezeu. Dacă veți citi întregul context a ceea ce se întâmplă, veți vedea că ultima reformă spirituală din vremea asta, s-a făcut pe, în vremea împăratului Ezechia. Trecuseră însă 57 de ani de la Ezechia până la momentul textului pe care l-am citit în această seară. Și acest tânăr, Iosia, împărat peste Iuda, după o vreme de aproape 60 de ani în care oamenii au căzut într-o idolatrie e, foarte mare, într-o vreme în care poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat complet de Dumnezeu, templul a ajuns în ruină, se aduceau jertfe umane în Templu, se făceau toate urciunile pe care Dumnezeu le condamna, vine la tronul lui Iuda un tânăr care își pune inima să-l caute pe Dumnezeu și spune Biblia că el dă poruncă să se curețe tot Ierusalimul și toată Iuda de tot ce însemna închinare idolatră și apoi trece la rezidirea Templului. Și în timp ce Templul Lucrările de renovare și rezidire a Templului se desfășurau, spune Biblia, că au găsit Cartea Legii. Și când a fost găsită Cartea Legii, este de unde am început să vă citesc în această seară, de unde, din momentul în care s-a găsit Cartea Legii, se declanșează ceva în viața lui Iosia, ceva ce ar trebui să se declanșeze și în viața noastră atunci când ne întoarcem la Scriptură. Și vă rog să urmăriți împreună cu mine în această seară. Și să încercăm să extragem din acest pasaj, care este foarte bogat în învățătură, câteva lucruri care ne învață cum ne modelează Dumnezeu caracterul nostru atunci când ne întoarcem la adevărul Scripturii. Este foarte importantă Biblia, suntem cu toții de acord, așa -i? dar trăim vremuri în care omenirea, și cu tristețe, trebuie să recunoaștem că și Biserica s-a îndepărtat de Scriptură. Ascultați ce spune Biblia și de fapt e pasajul începând cu versetul 14. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Știți unde s-a pierdut cartea legii? La templu, unde a fost lăsată și neglijată. Și primul lucru la care vreau să mă opresc în această seară și vă invit să reflectați împreună cu mine, este acesta. E foarte simplu Făcând ceea ce a făcut Iosia, atunci suntem chemați să facem și noi. Revenirea la Scriptură va descoperi întotdeauna realitatea vieții tale spirituale. Asta înseamnă foarte simplu că ori de câte ori te întorci la Biblie, revenirea la această carte are menirea să-ți descopere realitatea spirituală din viața ta. Templul era în ruină, se făceau lucrări de renovare. Și zice Biblia că printre lucrurile care au fost scoase dintre dărâmături s-a recuperat argintul, s-au recuperat lucrurile importante din templu. Cel mai probabil unul dintre lucrători a găsit un sul de carte, era legea lui Moise. Și vreau să medităm, dragii mei, frați, stimate surori, la ce înseamnă să revii la Scriptură. Ce înseamnă să te întorci înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu? Nu uitați că ori de câte ori revenim la Biblie, la Scriptură, primul rezultat care are loc în viața noastră este că Scriptura ne descoperă realitatea spirituală a vieții noastre. Nu există niciun fel de uh, excepție pentru aceasta. Îndepărtarea de Dumnezeu începe întotdeauna cu separarea de adevărul Scripturii. Nu, îndepărtarea de Dumnezeu nu este o chestiune care se întâmplă doar aleator. Are întotdeauna o cauză. Și cauza principală pentru care generația noastră se îndepărtează de Dumnezeu este datorită faptului că au abandonat Biblia. Nu vorbesc doar de cei de afară, vorbesc cu tristețe, repet, cum spunea Madineaur, cu tristețe constat că Biserica lui Dumnezeu, Oamenii lui Dumnezeu, credinciosul, omul bisericesc se îndepărtează în mod sistematic de Biblie. Vreau să vă spun, dragii mei, că îndepărtarea de Dumnezeu nu începe aleator, ci începe atunci când tu începi să lași această carte la o parte. Când începi să te depărtezi de Biblie. Prea des... Cei din generația noastră pierd Biblia. Și când vă spun că pierd Biblia, nu înseamnă că Biblia, pur și simplu, te duci cu ea într-o zi și ai pierdut-o. Trezirea spirituală de care vorbește textul acesta a început cu găsirea sau cu regăsirea Bibliei. N-ați vrea în această seară să fie o provocare pentru fiecare dintre noi să redescoperim Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră? Avem Biblie, har Domnului, de toate felurile, de toate dimensiunile. Nu cred că există cineva aici la biserică care să spună, frate, eu nu am o Biblie. Avem librării creștine unde putem prin Harul Domnului cumpăra orice Biblie vrem. Avem Biblia pe telefon, avem Biblia pe tabletă, avem o grămadă de versiuni de Biblie, o purtăm sub braț, o avem în mașină, o găsim online în nenumărate locuri pe internet. Singurul loc unde nu avem Biblia, din păcate, e inima noastră. În această seară, dragilor, aș vrea să fac o pledoarie pentru întoarcerea, pentru revenirea la legea lui Dumnezeu, la Cuvântul lui Dumnezeu, revenirea la Scriptură. Ori de câte o revii la Scriptură, vei constata că ea îți va descoperi realitatea. Din viața omului. De ce, e asta, de ce e așa de importantă Biblia? Mi-am notat aici câteva lucruri și vreau să vi le spun rapid în această seară. Poate v zice cineva, dar eu nu sunt predicator și nu trebuie să citesc Biblia. Să o citească predicatorii. Sunt aici să vă spun că, da, predicatorii trebuie să citească Biblia, dar fiecare dintre noi suntem datori să citim Biblia. Da? 1. Uh, orice eșec spiritual, am spus, începe cu depărtarea de Biblie. Suntem generația care am pierdut undeva Biblia. Și când spun pierdut, am pierdut-o poate prin casă și nu mai deschidem de nu știu când. Am pierdut-o din inima, din mintea noastră, Biblia nu mai este acolo. Vreau să înțelegeți că Biblia a fost lăsată deoparte și cred că unul dintre motivele pentru care generația noastră a lăsat deoparte Biblia este că Biblia de multe ori ne va spune lucruri care ne deranjează stilul de viață. Păcatul este negru în Biblie și neprihănirea este albă în Biblie. Cerul este un loc plin de sfințenie și iadul este un loc unde arde focul. Avortul este crimă, homosexualitatea este o urăciune și o mizerie, relațiile intime înainte de căsătorie sunt păcat, binele este bine, răul este rău, ori trăiești în întuneric, ori trăiești în lumină, ori ești oaie, ori ești capră, ori ești grâu, ori ești neghină, ori ești mântuit, ori ești condamnat. La iad, și lumea nu vrea să audă așa ceva. Pentru că într-o zi, dragii mei, vom fi judecați nu după ceea ce cred ceilalți, după ce, ci după ceea ce scrie în cartea aceasta. De aceea, Biblia este importantă. Dacă am spus că orice eșec spiritual începe cu îndepărtarea de Biblie, la fel de adevărat este că orice schimbare reală în viața omului începe cu întoarcerea la Biblie. De ce? Nu există nimic mai important decât această carte în lume, dragii mei. Înainte de a fi fost orice, zice Biblia că a fost cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, din care s-a citit astăzi mai devreme. S-a citit din capitolul 2. Eu vă spun din primul capitol. Spune Biblia la început era... Cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. Dragii mei, orice schimbare reală a vieții noastre începe cu întoarcerea la Biblie niciodată, sub nicio formă, în nicio circumstanță, nu te vei pocăi cu adevărat până nu te întorci înapoi la Biblie. Nu te pocăiești pe baza a ceea ce ți se pare ție că e interesant, nu te pocăiești pe baza a ceea ce poate auzi de la cineva că ar fi bine să faci, te pocăiești când ești confruntat cu adevărul Bibliei. Așadar, de ce e așa de importantă cartea aceasta? Este cuvântul infailibil și neschimbat al lui Dumnezeu. Această carte este cea mai puternică carte care există în alele istoriei scrise. Atât de departe e Biblia de orice carte, e ca și cum ai lua o picătură de apă și ai compara cu oceanul. Această carte pe care o țin eu în mână, dragii mei, și pe care o țineți voi în mână, este mai puternică decât orice legătură a păcatului. Această carte pe care o țin în mână, este mai puternică decât orice viciu al omului. Această carte pe care o țin în mână e mai puternică ca, ca orice suferință și boală. Îi face pe demon să tremure. Are răspuns la toate întrebările din viața Noastră. Această carte îți deschide drumul spre eternitate și îți pecetluiește pentru totdeauna destinul dacă nu asculți de ea. Această carte este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este importantă. Importantă pentru că autorul e important. Vă place să citiți? Literatura românească e plină de oameni mari. Au scris poezie și proza. Ne lăudăm cu românii noștri care au scris. Toți îl cunoaștem din citire pe Eminescu de departe cel mai mare poet român. Un om care a scris, într-o perioadă scurtă de viață, a scris o operă remarcabilă, unic. L-a citit pe Slavici, l-a citit pe Sadovianu, l-a citit pe clasicii români, l-a citit pe Caralgeale, indiscutabil, la școală măcar. Toți au scris lucruri interesante, au creat o bogăție literară cu care noi românii ne mândrim. Și uneori e bine să mai aruncăm câte o privire și spre literatura noastră, că e a noastră. Dar vreau să vă spun că aici vorbim de altceva. Autorul cărții este, este Dumnezeu. Da? Biblia nu conține cuvântul lui Dumnezeu amestecat cu recomandări interesante. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar inspirația Bibliei este unică, ci zice Biblia 2 Timotei 3, 16 și 17. Voi știți pasajul ăsta. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. Termenul original în limba greacă, insuflat, este același termen pe care îl folosește Pavel când scrie că o corabie este purtată de vântul care îi umflă pânzele același termen. Cu alte cuvinte, cei ce au scris Biblia. Și Biblia a fost scrisă într-o perioadă lungă de timp. Toți cei care au scris Biblia au fost inspirați și mânați de Duhul lui Dumnezeu. Scriptura este suflarea lui Dumnezeu. Scriptura n-a fost scrisă de oameni decât a fost redactată de oameni. Autorul Scripturii este Duhul lui Dumnezeu care a vorbit oamenilor. Rezultatul este un cuvânt al lui Dumnezeu fără greșeală. Dacă v-ați întrebat dacă în Biblie sunt greșeli, dacă oare putem crede tot ce spune Biblia, vreau să înțelegeți că zice Biblia despre ea însăși, că cerurile și pământul vor trece înainte ca o cratimă, o, o, o virgulă, un cuvânt de legătură din Biblie să, să treacă. Biblia e importantă pentru că autorul ei este Dumnezeu. Mai ceva, Biblia e importantă pentru că este inspirată. O treime din cartea aceasta este prorocie. Două treime din acele prorocii au fost deja împlinite. Tot ce mai trebuie împlinit sunt profețiile referitoare la cea de-a doua venire a Lui Hristos. Cartea asta este de o unitate desăvârșită. A fost scrisă de 40 de oameni diferiți, 8 țări diferite, 3 continente, 3 limbi pe parcursul 1600 de ani. Scrisă de profeți și împărați, scrisă de împalate în și în închisori, scrisă de oameni liberi și de oameni întemnițați, scrisă de oameni cu o vocație teologică și scrisă de pescari și totuși. De la prima pagină până la ultima nu există contradicție. Este un unitarism care prezintă nimic altceva decât dragostea lui Dumnezeu pentru om și planul de răscumpărare a lui Dumnezeu pentru om. Profunzimea acestei cărți este extraordinară. Câte cărți aveți în bibliotecă pe care le puteți citi fără să vă plictisiți de ele? Citești odată de două ori un roman, ceva, o, o operă literară, deja după a treia citire e plictisitor, știi exact ce urmează. Biblia o citești toată viața și când ajungi la finalul vieții îți dai seama că nu știi nimic. Îți dai seama că este atât de profundă, atât de adâncă, încât citind nu-ți ajunge viața ca să pătrunzi adevărurile Bibliei. Această carte este nu doar atât de profundă, este indestructibilă. Veți citi în istorie oameni care au încercat să anihileze Biblia. Sunt, vă dau doar câteva exemple. Împăratul roman Dioclețian, în anul 303, a dat un, un verdict ca toate copiile, manuscrisele Bibliei să fie aruncate în foc. S-au ars mii și mii de copii atunci, scrise de mână. Dioclețian a crescut că a învins creștinismul. Trec doar 22 de ani și conciliul de la Niceea, proclamă Biblia ca fiind singura carte infailibilă care s-a scris vreodată. A citit de filozoful francez Voltaire. Omul ăsta a trăit în preajma secolului XVIII, unul dintre mari oameni de litere ai francezilor. Numele lui uh, era altul. Voltaire este doar un pseudonim. Omul acesta a fost un militant al libertăților omului, dar a denunțat Biblia și crezul, deși a fost uh, a terminat școala într-o uh, într facultate condusă de călugări jezuiți. Omul acesta a spus în mod ironic, la 20 de ani, uh, zicea el la 100 de ani după moartea mea, Biblia va înceta să mai existe. Știți care este ironia lucrurilor? A murit Voltaire și la 20 de ani, după moartea lui, societatea biblică din Geneva i-a cumpărat casa și a făcut prima tiparniță de biblii de acolo. Și de ce? Pentru că Dumnezeu, printre altele, are și simțul umorului. Dumnezeu nu poate fi pus la colț de niciun om. Dragii mei, Biblia e importantă pentru că autorul ei este important. Biblia e importantă pentru că e indestructibilă, are, o uni are un unitarism și o unitate fără precedent. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Scopul ei, știți de ce a fost scrisă Biblia? Toată scriptura e insuflată de Dumnezeu. 2 Timotei 3, 3 cu 16. Toată scriptura și nu doar că e insuflată, este și de folos. Pentru cine? Pentru fiecare dintre noi. Să creștem, să ne maturizăm, să fim destoinici pentru orice lucrare bună. Aș vrea să vă provoc în această seară, dragii mei, nu căutați doar semne și minuni. Căutați adevărul Scripturii. Trăim într-o generație în care ne place uh, spectaculosul, ne place uh, și căutăm, prea mulți poate dintre noi, lucruri spectaculoase. N-ați vrea să vă întoarceți la aceste adevăruri. Și problema când cauți minunile și spectaculosul este să uiți adevărul și să te îndepărtezi de el. Pentru că indiferent cine ce spune, dacă nu se aliniază cu Scriptura, poți să l lași la o parte. Nu contează cine predică câtă vreme, nu spune adevărul. Nu contează ce prorocie auzi câtă vreme ea nu se încadrează cu Scriptura, o poți descalifica. Nu căuta doar semne și minuni, caută adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Vrei prorocie? Asta e cea mai mare prorocie pe care Dumnezeu a dat omului. Vrei revelație divină? Aici găsești cea mai profundă revelație divină pe care Dumnezeu a dat-o omului. Avem grijă, trebuie să avem grijă, dragii mei, ca să nu coborâm această carte la nivelul experienței noastre, ci să facem tot ce ne stăm putință, să urcăm experiența noastră la nivelul acestei cărți, experiența noastră cu Dumnezeu. Vreau să înțelegem în această seară. Biblia este standardul. Iosia, spune Biblia, în textul pe care l-am citit, a fost pus în față, față în față cu această realitate. A fost găsită legea lui Dumnezeu. Ori de câte ori, dragul meu creștin, descoperi, sau mai bine zis, redescoperi Biblia în viața ta, primul lucru care se va întâmpla, pe care îl vei trăi, este că Biblia va expune realitatea vieții tale. Asta s-a întâmplat în timpul lui Iosia, asta se va întâmpla în timpul nostru. Ori de câte ori citesc Biblia, Biblia este uh, acea carte care îmi face radiografia vieții mele, realitatea vieții mele. Așadar, când revii la cuvânt, cuvântul îți modelează viața ta cu Hristos și caracterul prin aceea că îți dezvăluie cine ești cu adevărat. Al doilea lucru, nu am citit aceste versete, dar vi le voi citi, uh, începând măcar câteva spicuiri din ele, după ce Iosia a fost... Uh, înștiințat că s-a găsit cartea Domnului și după ce a fost citită, spune Biblia, și și-a hainele și-a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan. Și aici este o listă lungă și spune așa, versetul 21, Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel. Ceea ce a citit acolo în legea lui Moise era de fapt verdictul lui Dumnezeu pentru un popor idolatru. Și Iosia spune, mergeți și întrebați pe Domnul dacă nu cumva mai există proscăpare pentru noi. Revenirea la Biblie, am spus, că îți va descoperi realitatea vieții spirituale. Doi, revenirea la Scriptură te va chema întotdeauna la pocăință sinceră. De aceea schimbarea vine din cuvânt. Dacă odată ce citești Biblia, ea îți descoperă realitatea vieții. Tot aceeași Biblie te cheamă la pocăință sinceră. Te cheamă, observați, am spus. Biblia nu te obligă, doar te cheamă. Pocăința sinceră este rezultatul deciziei tale, odată ce ești confruntat cu realitatea vieții tale. Iosia citește în Biblie, sau îi se citește Biblia, îi se citește legea, și își dă seama că Dumnezeu a pronunțat un verdict împotriva poporului, și verdictul este acesta, versetul 24. De fapt, de la 23, când ajung la uh, acest proroc, zice Biblia, spuneți omului care v-a trimis la mine, adică lui Iosia. Uh, așa vorbește Domnul. Iată voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. De ce face Dumnezeu asta? De ce dă verdictul? Versetul următor ne spune, pentru că m-au părăsit și-au adus tămâie altor Dumnezeu, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea zice, s-a revărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Ori de câte ori revii la Scriptură, ești chemat la pocăință sinceră. Înțelegem noi lucrul acesta, dragii mei. La pocăință nu te cheamă păstorul. El doar o spune. La pocăință nu -ți zice tânărule, mama și tata, măi, e timpul să te întorci la Dumnezeu. Zic și ei foarte bine. La pocăință te cheamă Scriptura. Zice Biblia că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de necunoștință, adică de ignoranță, ci poruncește acum tuturor ce să facă, să se pochească. Chiar dacă Dumnezeu te cheamă, îți poruncește, decizia ți aparține. E foarte interesant acest pasaj, nu am timp să intru în detalii multe din el, că vă rog să-l citiți acasă. Veți vedea foarte, ceva foarte interesant. Iosia și-a sfârșit haina, dar niciodată inima. Nu am întrebat de ce. Iosia a chemat poporul la jertfă, dar niciodată nu l-a chemat la pocăință. Și vreau să vă spun că adevărata întoarcere la Dumnezeu nu are loc prin ritual, ci are loc prin pocăință. Biblia te cheamă să te pocăiești. Îți poruncește Dumnezeu de fapt să o faci. Dar când se întâmplă lucrul acesta? Când tu îți deschizi inima și te decizi să faci lucrul acesta. Că dacă nu o faci, să știți că simpla recunoaștere a păcatului te duce doar la disperare. Asta a făcut Iosia. Din context înțelegem că Iosua și-a îndreptat inima întru totul spre Dumnezeu. Un gest lăudabil. Dumnezeu l-a răsplătit pentru asta. Dar cumva Ios, Ios, Iosia a eșuat în a reuși să cheme poporul la pocăință, sau mai bine zis, deși i-a chemat, poporul nu s-a pocăit din câte înțeleg aici. Au adus din nou jertfe. Vreau să înțelegeți că simpla recunoaște, de multe ori trăim această dramă în viața credinciosului, recunoaște păcatul, dar nu se pocăiește. Și când recunoști doar păcatul, Lucrul ăsta te poate duce la disperare dacă nu iei decizia să te pocăiești. Uitați-vă la Iuda. Vorbeam săptămâna trecută despre Iuda. Știți că Iuda a recunoscut răul pe care l-a făcut, însă nicăieri în Biblie nu ne spune că Iuda s-ar fi pocăit, ci doar în disperarea lui s-a dus și s-a spânzurat. Pentru că recunoașterea păcatului, fără o pocăință sinceră din inimă, în cel mai rău caz, te confruntă cu oroarea realității și pedepsei lui Dumnezeu. De aceea, când revii la Scriptură și Scriptura îți deschide, îți arată, îți luminează viața, următorul lucru pe care îl faci revenind la Scriptură este să te duci înapoi la Dumnezeu cu pocăință sinceră. Și încă un lucru, da? Revenirea la Scriptură te scoperă realitatea spirituală a vieții. Doi, revenirea la Scriptură te cheamă întotdeauna la pocăință sinceră. De aceea predicăm. De aceea încercăm să transmitem. De aceea când citești Biblia, Dumnezeu te cheamă la pocăință. Și mai este un pasaj foarte interesant. Prorocul îi transmite lui Iosia mesajul, pentru că ți s-a înduieșat inima, versetul 27, te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu în esență îi zice, pentru că tu ți-ai smerit inima și te-ai întors la Dumnezeu, viața ta va fi încununată de liniște, însă nu și a poporului. Și atunci Iosia face ceva, începând cu versetul 29 până la finele capitolului, vă citesc doar câteva spicuiri, mi-a rămas în minte studiind acest pasaj faptul că Iosia i-a chemat la legământ. Și aceasta este succesiunea logică când stai lângă Biblie. 1. Când te apropii de Biblie, Dumnezeu îți descoperă realitatea vieții. Doi, când te apropii de Biblie, Dumnezeu te cheamă la pocăință. Și în al treilea rând, când te apropii de Scriptură, revenirea la Scriptură, te cheamă la refacerea legământului cu Dumnezeu. Asta zice Iosia. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim, versetul 20. S-a suit la casa Domnului și spune Biblia acolo, a citit înaintea lor toate cuvintele cărții, legământului care se, care se găsise în casa Domnului. Se pare că poporul n-a avut niciun fel de reacție. Se pare că poporul n-a zis nimic. Și zice: Împăratul stătea pe scaunul lui de Domnie, scaunul lui împărătesc, și a încheiat legământ înaintea Domnului. El, Împăratul, da? Și spune Biblia să păzească păruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, adică al Împăratului și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Asta face Iosia. Și observați versetul 32. Pe mine asta mă pune pe gânduri. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau în Ierusalim și în Beniamin. Interesant este că Iosia a răspuns cu sinceritate. Însă Iosia a încercat să facă nu altceva decât să îi aducă și pe ceilalți din popor în acest legământ. Însă vreau să înțelegeți și să înțelegem și lucrul acesta va fi lucrul cu care vreau să închei în această seară. Revenirea la scriptură te va chema întotdeauna la refacerea legământului cu Dumnezeu. Uh. Știți că atunci când Dumnezeu ne confruntă cu realitatea Scripturii, ne arată cum e viața noastră. Când ne confruntă cu realitatea Scripturii, ne cheamă la pocăință sinceră. Și după ce te-ai pocăit sincer, mai trebuie să faci un pas. Trebuie să-ți refaci legământul tău cu Dumnezeu. Poate ești aici în această seară. Vom da ocazia să ne mai rugăm în câteva minute. Aș vrea să vă gândiți când citiți Biblia, Biblia produce o revelație a realității spirituale din viața ta. Când citești Biblia, ești provocat la pocăință sinceră. Că poate spui, eu sunt pocăit de mulți ani, m-am pocăit de mult. Dar poate că atunci când citești Biblia, vezi ceva în viața ta că nu este cum ar trebui să fie. Te mai provoacă Scriptura după ce o redescoperi la pocăință. Și dacă da, și cu adevărat o faci, Biblia te provoacă și să-ți refaci legământul tău cu Dumnezeu. Știți că am uh, promis fiecare dintre noi în apa botezului, vă mai aduceți aminte ce ați promis în apa botezului? Că îl vom urma pe Domnul, cum? Toată viața noastră și din toată inima noastră. Sunt unii atât de emoționați în apa botezului încât folosesc numai cuvinte superlative. Toată viața, cât timp, frate, vrei să o slujești pe Dumnezeu? toată viața aceasta și unii zic și în viața cealaltă. Dragilor, acolo vom fi cu Domnul. Că zice Biblia când, când vom fi cu El, când îl vom vedea așa cum este, vom fi ca El. Acolo nu ar trebui să ne mai facem griji. De viața asta, aici e greu. Așa cum spun bătrânii, primii 70 de ani din viață sunt mai grei. După aia lucrurile devin mai ușoare. Dragilor, după ce i-am promis lui Dumnezeu că îl vom urma din toată inima, poate unii dintre voi vă ziceți dar legământul meu cu Dumnezeu l-am stricat, l-am încălcat. Ca și poporul de aici, am călcat pe lângă legământ. Aș vrea în această seară să vă invit să ne ridicăm în picioare. Și pentru că timpul și-a făcut cursul, așa să avem o rugăciune de final de serviciu în această seară, în care să spunem, Doamne, aprinde în mine din nou dorința de a mă apropia de Scriptură. Chiar cu riscul, și zic riscul ghilimele de rigoare, ca Scriptura să-mi dezvăluie adevărată starea inimii. Doamne, ajută-mă să, să mă apropii de Scriptură, chiar dacă știu că deznodământul este că trebuie să mă pocăiesc. M-am toferit, am încercat să evit, dar Biblia mă cheamă la pocăință. Sau poate că ești aici și te străduiești, cauți în Scriptură, te pocăiești, dar poate că Dumnezeu în seara asta așteaptă la tine să înnoiești umblarea ta cu El. Nu te mai botezi din nou, nu mai vii să faci nu știu ce act public, dar în inima ta spune, Doamne, am părăsit poate legământul pe care l-am făcut cu tine, m-am angajat să fac ceva și am uitat. Și apoi în partea finală a rugăciunii, înainte de mulțumire, haideți să ne aducem aminte tot conform Scripturii, de cei ce suferă. Este aici acest uh, copilaș care urmează să fie operat. Știm toți despre uh, Iosua Lakatos. El mâine dimineața la 8 va intra uh, într-o operație dificilă, pe cor deschis. Haideți să-l purtăm în rugăciune înaintea Domnului. Și apoi aici este o soră care ne scrie, sora Marinela este și ea internată la spitalul CFR și lucrurile nu merg bine în privința sănătății ei. Haideți să ne amintim de aceste două situații de rugăciune și ceea ce mai avem fiecare în inimă. Iar în partea ultima rugăciunii să spunem un mulțumesc frumos Domnului pentru seara aceasta. Vă invit să ne rugăm cu toții așa cum stăm în picioare. Amin.